Bună ziua! Vreau în această după-amiază să expun opinia fracțiunii liberal-democrate. Din păcate, ședința nu a putut fi organizată astăzi în Parlament din lipsa deputaților. Regretăm acest fapt și apreciem această acțiune ca o iresponsabilitate a deputaților. Lipsă de educație, cultură, politică pentru cei care nu au venit la ședința Parlamentului. Din punctul nostru de vedere al fracțiunii liberal-democrate, care a fost incorporată astăzi la ședința Parlamentului, considerăm că acest candidat și această listă a Guvernului și acest proiect de program al Guvernului au avut dreptul să fie dezbătute în ședința de plen a Parlamentului, chiar dacă sunt anumite întrebări pe marginea acestor două documente. Fracțiunea noastră decisese înainte de aceasta să voteze, să dea un vot de încredere listei și programului. Din păcate, nu am avut această ocazie, regretăm, ne-am fi dorit ca de astăzi Moldova să aibă un guvern, să se pună capăt crizei politice. Rămâne să acționăm în continuare în conformitate cu Constituția, cu legislația Republicii Moldova. Vă mulțumesc!